Societatea de transport public Timișoara anunță timișorenii care au programat o călătorie pe Bega cu vaporașele că acestea nu vor circula. Sâmbătă 20 aprilie, circulația vaporașelor va fi întreruptă temporar, iar canalul Bega pe sectorul cuprins între stația Ștefan cel Mare și stația Sfânta Maria va fi rezervat desfășurării concursului de canoe și bărgi dragon Memorialul Zeno Lache, ediția 5-a. Circulația vaporașelor va fi oprită în prima parte a zilei, urmând a fi reluată cu plecare de la stația Catedrala Mitropolitană, în amonte de la ora 12:23.